Au venit pe lume în noaptea de revelion. Medicii dâmbovițeni au avut de muncă pe 1 și 2 ianuarie, după ce 4 dâmbovițeni au devenit mămici chiar de revelion. La Spitalul Județean de Urgență Târgoviște au venit pe lume în noaptea dintre ani și pe 2 ianuarie 4 bebeluși. A fost probabil cel mai frumos cadou pentru 4 familii din județul Dâmbovița. Primul copil născut în anul 2012 a fost o fetiță. Alte 3 dâmbovițeni au devenit mămici pe 1 și 2 ianuarie 2012. Medicii spun că nu au fost probleme la naștere, toți copiii sunt sănătoși și au primit nota 10.